Hristos a înviat, Biserica Via, ne bucurăm să fim din nou împreună, ne bucurăm ca să aducem un mesaj din partea lui Dumnezeu și să împreună cu soția și aș vrea ca Harul Domnului Iisus să fie revărsat din plin peste voi și această îmbărbătare să fie o realitate pentru Biserica Via. De aceea te rugăm, Tată Bun care ești în cerul, revasă har peste acest cuvânt și lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să le călăuzească, să ne dea har și binecuvântare. Amin. Dragilor, mi-e dor de voi și aștept cu mare nerăbdare din nou să ne întâlnim la închinare și să fim împreună. Dar până atunci ne folosim de toată această tehnică care e posibil să comunicăm și vreau să vă transmit câteva gânduri și mai ales preocupare pe care o am eu în izolare. Consider că fac parte din cea mai favorizată categorie socială. Responsabilitățile au scăzut foarte mult, preocupările sunt mai puține, timpul e deosebit de bun și liniștit și atunci mi-am stabilit să nu mă plictisesc și să vă transmit ce o parte din ceea ce mă preocupă în aceste vremuri. În prima zi din an, stând înaintea Domnului, am cerut de la El un verset din Biblie pe care să-l memorez, să-l înțeleg și apoi să mă întorc mereu și mereu la El și să văd cum lucrează în viața mea. Gândul meu, pentru că în ultimul timp m-a preocupat parcă mai mult decât altă dată persoana, lucrarea și învățătura Domnului Iisus, mi s-a oprit la versetul din Evanghelia Domnului Iisus după Matei, capitolul 22, versetul 37. Iisus i-a zis să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Când am meditat la acest cuvânt, mi s-a părut că e un standard înalt pe care să doresc să îl ating. Dar această preocupare de a lua un verset și a-l face motoul meu pentru anul respectiv, acesta în 2020, nu e de acum, ci cu mulți ani în urmă, peste 30 de ani, am folosit acest mod de a urmări cum lucrează Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră împreună cu copiii de la școala duminicală și în fiecare an alegeam un verset pe care îl memoram și apoi mereu ne întorceam la el să urmărim cum lucrează acest verset în viața noastră. De data aceasta m-am gândit la acest verset pentru mine personal și urmărindu-l în context, am văzut că Domnul Iisus a dat acest răspuns în contextul în care fariseii au venit la el cu gând să-l ispitească. Era în săptămâna mare, Domnul Iisus mai avea câțiva pași până la cruce, se confrunta cu finalizarea marii lucrări pe care a venit să o facă și totuși am rămas uimită cu cât calm, cu câtă dragoste, cu toate că știa intenția lor de ispitire, el totuși le-a răspuns extraordinar, cu multă afecțiune și cu multă claritate. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul,
este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Apoi, a doua, ca și ea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și concluzionează Domnul Iisus că în aceste două porunci este cuprinsă toată legea și prorocii. Gândindu-mă pentru mine personal la acest cuvânt, mi-am spus, nu e mult, e ușor de reținut și nu cred că e foarte greu să urmăresc cum lucrează și cum trăiesc acest cuvânt în viața mea. Totuși, ceva m-a șocat. Fariseii, ca să-l ispitească, au cerut o poruncă. De ce oare Domnul Iisus le-a răspuns cu două? Analizând cuvintele din prima poruncă, ce înseamnă fiecare, cum poți să iubești cu toată inima, cu toată puterea, cu tot cugetul. Am analizat în viața mea cum aș putea eu dovedi că trăiesc acest lucru. Și atunci, gândindu-mă de ce Domnul Iisus a spus a doua poruncă, mi-am dat seama că prima poruncă, dacă o aplic în viața mea, o știu eu și o știe Dumnezeu. Dar oare cum se poate vedea? Și atunci am înțeles că Domnul Iisus le-a spus cea de-a doua poruncă pentru că El vroia ca ei să se poată verifica, să se justifice dacă într-adevăr îl iubesc pe Dumnezeu. Și lucrul acesta, Domnul Iisus ne-a spus că se vede în relațiile noastre cu cei de lângă noi. Foarte simplu aș putea să-i spun la soțul meu, eu îl iubesc pe Domnul cu toată inima. Iar el să spună, păi modul în care te-ai comportat sau ai vorbit acum, nu prea arată că îl iubești cu toată inima. Și există posibilitatea în relațiile cu semenii să-mi verific convingerea mea, da, într-adevăr îl iubesc pe Dumnezeu. Sigur că acest mod în care Domnul Iisus le-a răspuns a vrut chiar și în ultimele momente să-i ajute, să-i îndrume, să-i îndemne care e scopul lui Dumnezeu pentru ei și pentru mine astăzi. Să-L iubim și lucrul acesta să-L arătăm prin modul în care ne raportăm la semenii noștri. Lucrul acesta m-a făcut să verific din viața mea relațiile pe care le am cu semenii mei. M-am gândit la relații pe care de mult nu le-am mai practicat. Cândva erau deosebite și bune, dar timpul, împrejurările ne-au îndepărtat. M-am gândit la oameni dragi pe care nu i-am văzut de mult și care știu că se confruntă cu probleme. M-am gândit la dragi de-ai mei pe care i-aș vrea mântuiți și nu-s. Și am găsit că acest timp pe care îl petrec în izolare e un moment extraordinar să lucrez la relațiile mele cu semenii mei. Mai mult știind că aceste relații și nivelul lor dovedesc dacă eu îl iubesc într-adevăr pe Dumnezeu sau nu îl iubesc. Am sunat surori dragi din Biserica Via, am sunat din Biserica din Cluj,
am început să discutăm și în final să ajungem să ne rugăm împreună și să stăm înaintea Domnului și să mijlocim una pentru cealaltă. Mai mult, am putut să ne unim într-un mod foarte concret pentru o problemă specifică care să o aducem înaintea lui Dumnezeu. Și în felul acesta am ajuns să mă rog într-o zi cu una, două și chiar trei surori. La sfârșitul zilei, când analizam viața mea, cum a fost în acea zi, inima mea și ființa mea întreagă era plină de bucurie. Și când mă gândeam, Doamne, oare care-i motivul acestei bucurii ale mele? Și constatam că în fond motivul e tocmai faptul că iubesc pe Domnul. Și lucrul acesta îmi umplea ființa de bucurie. Am ajuns să mă rog cu surori din afara țării și am ajuns să mă rog cu surori chiar de pe alte continente. Și lucrul acesta mi-a adus multă, multă bucurie în ființa mea. Apoi am putut să-mi pun în practică acea dorință de a comunica cu cei pe care fac parte din familia mea naturală, mare, nepoți, verișori, care știu că nu sunt într-o relație bună cu Domnul și au nevoie de mântuire. Am reușit să-i sun, am reușit să le scriu și faptul acesta îmi dă multă energie, îmi dă multă dorință de a face ceva și îmi dă multă binecuvântare în fiecare clipă a vieții mele. Mă gândesc la voi, mă gândesc la toți și doresc să vă transmit din partea Domnului har, pace, binecuvântare, trăirea unui timp de calitate în aceste vremuri, prezența și binecuvântarea Lui să umplă fiecare clipă a vieții voastre. Fiți binecuvântați! Aștept să vă văd! Vă iubesc! Tată dragă, te rugăm așa de mult să ne dai harul acesta, să te iubim cu toată ființa noastră, Doamne! Dar cum putem dovedi acest lucru, Doamne, decât să ne iubim pe vrăjmașii noștri, să iubim pe oameni, să iubim pe cei care trec prin încercări, să iubim pe cei care au probleme, să iubim pe cei care sunt căzuți, Doamne, Duhule Sfânt, ajută-ne, Doamne! Prin puterea Duhului Sfânt, ridică-i, Doamne, dă har, Doamne, dă binecuvântare, dă întărire, Doamne, și îți mulțumim pe Domnul nostru, pentru Domnul Iisus Hristos, care a murit, dar a înviat și stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. A Lui să fie slava, cinstea și mărirea în vecii vecilor. Amin.